Alina? Da! Păi, păi știi de unde știu? S-o simți cumva, din ce am înțeles de la ea, cumva s-o simțit atacată de Adelina ieri în emisiune. Și acasă. Asta, na, o zici păi și acasă, Adelina, dar nu vreau să zic de acasă, că nu știu. Păi, Adelina, asta, nu tu nu vorbi, da? Nicolas, că și acasă. Te privește subiectul ăsta, că nu știi. Da, da, probabil o să-ți revin ea. Tocmai asta v-am să întreb înainte, dar am zis să terminăm cu Nicolas. Adelina, care-i treaba? Pur și simplu, mi-am spus părerea pe care am spus-o și în casă. Păi și acasă? Aceeași părere. La fel, aceeași discuție. Alina a adus subiectul și... N-am adus eu subiectul, Adelino. Tu ai continuat acasă cu același discurs care l-am avut aici. Păi da, mi-am spus aceeași părere. Ce te deranja pe tine, în primul rând? Nu m-a deranjat nimic, am spus doar că... Că exist, probabil. Nu, serios, zi un pic, Adelina, ce te-a deranjat ieri pe tine? De ce ai fost așa ofensată? Am spus că e prea permisivă cu Radu și că se victimizează degeaba, că îi place ce se întâmplă. Dar nu poate să fugă fata asta, a fugit 3 săptămâni. Și dacă vine să o pupe pe buze, prietene, mai fugi, dar 3 săptămâni au fugit. O luăm prietene, ce vrei să prietene, facă? Ea oricum într-o zi o să rămână singură, că ea și așa îi... pierdută. Nu, o să rămâi singură. Nu mai vorbește cu mine. Prietena ta, care e mai apropiată, Ile, ți-o spus. Și aseară și ieri ți-o spus. Adelina, vreau să te întreb o chestie. Pe tine te-a deranjat ce face Alina, ok. Poți să zic că nu și pe mine m-a deranjat până într-o limită. Am mai discutat și am grădina. Dar nu mai că nu te deranjează atâta timp cât te deranjează. A deranjat-o mea acasă același discurs, nu mai pot. Te deranjează că Radu se apropie de ea și ea-i permisiv. Nu, eu mi-am spus pur și simplu părerea, că asta e părerea mea, că e prea permisiv. Bun, păi dar te deranjează. Nu mă deranjează ce face ea, mă deranjează ce face el. Asta e faza. Păi și du-te și spune lui, mi-ai spus mie și aici ieri și spune lui că el îl doare undeva. Exact. Tu ești supărată și tu îți vezi nervii pe toți. Da, mai ales pe mine. Da. Spune-i lui că nu-i degeaba, vorba de noi. Eu degeaba, nu am. Dacă toate prietenile tale asta... apropiate, Ile, ți-o spus părerea ei. Uite, fata asta n-are cum, n-are unde să fugă. Bine, și eu am spus că o să vină ta. Să te pupe pe buze, Alina, n-o să ai cum și o să stai și o să te pup cu el. Păi asta e problema, că ești deranjată, că Radu știi că ar face chestiile astea, dar nu cu tine. Aici nu are nicio logică ce spui. Obosit, tu, lăsați-mă, nu mai vorbiți despre mine. Adelino, tu ești geloasă pe Alina? Așa ceva? Deci eu pare că nu știu ce se numește asta. Pare că e obsedată deja. Radu, te pune o dată în față, albă sau neagră, că fata asta nu mai poate. Ieri, alaltă ieri la fel, deci îi văd privirea. Alex, dacă era să am ceva cu Alina sau ce spune. Măi, să vedi cum mă privești. Dar lasă să vorbesc o dată, mă lași să vorbesc. Vorbește. Băi, mă lăsați mă zmodine și eu, că mi-e rău, nu mă simt bine. Mai vorbiți despre mine, că mă irită mai rău. Lasă-o, că ea trebuie să vorbesc. Auzi, spune. Lăsați-mă să vorbesc cu Alex, că spune. Eu încercai să vorbesc de 15 ori, dar văd că nu se poate. Nu mă deranjează ce face Alina și nici nu mă interesează, sincer. Și de ce îmi spui mie? Pentru că domnișoara Cristina mi-a cerut părerea și am spus părerea mea. Dacă asta e părerea mea, am spus-o. Ai spus-o înainte de a... Dacă era să mă deranjeze, îți spuneam de când am venit de la date și inclusiv în fiecare Bun. Zi. Eu cred că Adelino, eu am văzut de alaltă ieri cum mă priveai. Tu chiar dacă nu vorbești, se vede pe fața ta. Alina, nu știi care e faza. Nu are, nu neapărat are ceva personal cu tine. Păi nu o să aibă cu orice fată. Dacă Radu ar veni acum la mine, da, și nu vine la mine, dar exemplu, iar avea o problemă cu mine. După aia are o problemă cu Georgiana. Pentru că ei îi place de el și el face toate astea și pe ea o sâcâie. Și ea nu își varsă toate sâcâierile astea pe Radu, ci pe noi. Discuția asta este mai fake decât discuția lui ăsta, lui Nicolas cu Duțu.
Vă mulțumesc frumos! Vreau să te întreb și eu ceva. Asta a fost dedicație. Când a intrat Adelina aici, tu abia, nu știu, abia te-au ținut băieții acolo. Și acum nu mai zici nimic cum vine asta. Zi, explică. Iartă-te cu Duțu, când a coborât ieri Adelina, abia te-au ținut băieții acolo. Și acum te rog, băi, te rog. Nu te înțeleg. Inventați altă ceartă și certați-vă voi, eu n-am chef. Erai deranjat că vine să pupe pe alt bărbat. Inventați și lăsați-mă în pace pe mine, inventați voi altceva. Păi da, păi da, inventează. Inventează, nu mai merge, mai încearcă. Poate vrea și ea, explicați-mi partea ta. Dar mai încearcă ceva cu Duțu. Nicolas, dacă voiam o explicație, eram singură. Explicațiile, nici n-am nevoie de ele, că am înțeles suficiente. Așa că... Văd că ești foarte, foarte deranjat de faptul că... Da, sunt deranjată, te interesează pe tine, te deranjează pe tine că sunt eu deranjată? Bună dimineața. Neața, ce faci? Ascult, sunt un bun ascultător. Da, și eu. Dacă el vine acum aici în două minute, uite că, tu vorbești. Să știi că și prietena ta... Păi, Ile, ce care... drept am eu să-mi vărs nervii pe ei, voi sunteți bătute în cap. Bă, dar nu ne mai spui nimeni bătute în cap. Dar nu-mi vărs pe nimeni. Întreabă pe Antonia, i-am spus. Eu m-am purtat foarte frumos pe Alina, mi-a spus părerea și mă țin până la cap. Nu, ți-ai spus părerea, dar ți-ai vărsat nervii. Nu mai, că ai văzut și acasă, mi-i întorc spatele. Nu mai suport să mai au bătura în cap. Uite, dacă unui băiat ar place de tine, eu vrei să fiu ca Nicola, să fiu ca el, sincer. Tu mai bine te cerți cu noi, tu? Exact, în cameră, îmi întorci spatele. Are logică ce spun ele. Da, mă, în au cameră. Păi, pe ce dacă l-a stă ca un... Doamne, ce se fac? Să trag de el ca Nicola să mă duc? Să mă duc Radu, viața mea! Nu, dar atunci nu! Dar nu poți nici să te supări pe ea! Trebuie să faci ceva! Dar ce să fac? Nu să tragi de el, clar. Sau să-i zici ceva, da, mă, dar nu te tragi de totul. Păi, da, tocmai am înțeles, dar n-am cu cine și cu noaptea. Nu trucezi mii, dacă vine la tine, iar o să ai. Tu crezi că eu mă supăr la comandă? Te întreb așa. Nu, dar să nu-mi reproșezi mii. Tu ai fost deranjată că Radu a făcut acestele lucruri. Și tu, în loc să-i zici, reproșezi lui, da, te-ai luat de mine. Da, fata asta n-are nicio treabă, ea-i cu Alex. Dacă Alex ar trebui să aibă o treabă. Mi-a spus părerea. Da, tu te întrebi. Spune eu și lui. Ți-ai spus părerea, ok. Spune-o și lui. Poate că i-am spus-o. De unde știi tu că nu i-am spus-o? Păi spune-o aici. Nu m-ai spus-o. Uite, ieri, inclusiv, când am ieșit din casa aia, mi-am pus-o în felul următor. Mă jur că dacă mai faci o singură dată așa cu vreo fată, gata. Pe bune, acum, sincer, și când am fost eu și m-am luat cu Radu, te-ai supărat puțin? Zice, nu te supăra pe mine, că eu... N-am nicio treabă cu el, mie mi-e prieten, da, serios, tu adică... Tu da, dar nu mă supăr, nu sunt supărat de ta, uite-mă, uite-mă. Privirea ta se păi schimbă. Păi se schimbă normal din cauza lui, dar nu din cauza voastră. Alta e. Păi da, dar pe el trebuie așa, frate, dacă nu vrea să, nu vrei să vorbești... Nu pe noi! E așa, omule, mai vrei să vorbești cu mine sau dacă nu, du-te o dată, lasă-mă... Nu mai face ceartă cu toată lumea. I-am spus. Pentru că tu, el dacă se dă la 10 femei, el e vinovat. Păi el e, eu știu, eu v-am spus de 15.000 de ori că pe mine nu mă interesează ce faceți voi. Puteți să vă și pupați că tot el e... Tu, dar tu zici că nu te interesează ce fac ele, dar tu pe ele te superi. Nu, m-a supărat pe tine, Antonia, cu ceva? Nu. Zi, Radule, uite, femeia se strofoacă acolo și tu n-ai nicio gară. O aplaud. De ce? Că se strofoacă pentru tine? Îți place? Dar ea chiar e îndrăgostită de el, pe bune. Lasă Adelina că lui îi place, că îi plac chestiile astea. Vă sun eu, vă sun eu când o să cred toate discuțiile. Îi plac chestiile astea când vede că tu te omori și el... Dar normal, îi dai da, o mare satisfacție, tu să te ceri cu mine. Ați luat-o pe arătură rău de tot. Și fetele, cât și băieții. Nu știu care a luat-o. Radu, dar mi-e pare bine că măcar a început și sper eu că certurile astea sunt reale, chiar dacă nu par. Sper din tot sufletul să vă certați. Sunt fake. Ca să fiți tu când fiecare, ești de aici, ca să fiți fiecare pe compromis. Fata asta chiar și atunci vorbim. Tu când ești de aici, ce o să fiți independenți, vorbim. Chiar este îndrăgostit de tine. Păi chiar este, am spus. N-auzi? Chiar este îndrăgostit. Băi, n-auzi, mă, lasă-mă, Alina, cu vrăjeala. El își bate joc. Măi, eu stau cu ea în aceeași cameră și ieri mi-a întors spatele. Deci ieri noi stăm în aceeași cameră și ieri mi-a întors spatele. Noi de obicei când ne culcăm vorbim înainte de a dormi. Ieri mi-a
s-a întors cu spatele la mine. Pentru că eram supărată. Vine să... Da, păi supărată. Se vede, e vizibil. Păi normal. Da, e pentru voi care... Ieri mai avea puțin și plângea. Folosiți aceeași vrăjeală ieftină și pe drept și băieți. Ai, mă, pentru tine tot e vrăjeală. Exact. Păi tu n-ai inimă în tine? Păi nu mă lasă, că el acum e foarte... Ce vrei să fie, robot, femeia? Mulțumit că noi ne certăm și el îi... sau Adelina se ceartă cu mine pentru el. Da, nu mă ceartă. Lasă-mă că lui în sine... Adelina lui... se ceartă cu toată lumea. Asta au vrut non-stop. Da, ai o reacție de la ea și ea nu are reacție pe el, pe altele. Da. Na, frate. Ar trebui să-i spui lui. Da. Și ea când a vrut să vină aici să sărute un băiat, a sărit și a făcut ca toți. Zic că el nu vrea ca ea să facă aceleași lucruri, că dacă le-ar el face, el facă. Știe, ar fi pa. Păi vezi? El are voie, ea n-are voie. Și ea stă și stă și stă. Și el profită că vede și că ea e îndrăgostită în fiecare zi că e îndrăgostită, e topit. Bă, da, mai bine... Lăsați vrăjelile astea și cetați-vă iar între voi. Dar ce vrăjală, mă, dacă așa place mai mult. Dar nu știu la ce vrăjală. Îmi place mai mult când inventați. Pe bune. Ce? Îmi place mai mult când inventați, sunteți creativi. Eu, da, sincer, da. Eu sincer, de când veni în casă, de azi dimineață, mă puseam acolo pe un scaun cu Georgiana, stui de vorbă cu ea, la singură, ba cu Georgiana. Eu chiar nu vreau să lămurez nimic sau să apar pe ecran sau să vorbesc cu cineva. Nu știu de ce mă băgați în discuțiile astea, sincer. Da, du-te acasă. Tu o să ai multe tu. Du-te acasă, Adelina, dacă nu vrei să te bagi nimeni în discuții. Ce faci cu Adriana? Ce să fac? Ținând cont că se vede. Am văzut că se pune de... pe ecran. Da, normal, automat. Îți dai seama, mă dau la o parte. Eu sunt omul dintr-o bucată. Da, mă, frate, dar vezi tu că dacă nu specifici... Ce să specific? Că vrei să te dea un pic la o parte. Păi o să specific, nu? Da. De dar ce? Aceeași chestie pot să zic că am făcut-o și eu cu Adelina. Când am văzut da. Că, bă, chiar nu are treabă cu mine și îmi place ideea asta, că se vede. M-am dat la o parte. Mie nu-mi place să oblig oameni să trag de oameni. Dar nu e vorba de aia, că eu am fost într-o simplă cunoaștere. Da, dar pe așa am fost și eu, nici într-o, poate mai puțin decât. Dar vezi tu gesturile astea, astea trebuie cel mai tare, gesturile. Da. Și pe mine nu m-a deranjat. Dar nu vorba de, păi n-avea ce să te deranjezi din moment ce nu aveați nimic. Da, da, da. M-a zic așa, că gesturile de obicei îți dai seama după un simplu gest de o persoană, dacă vrea ceva, nu vrea ceva, da. Unei capul. Și când îți dă de alea te vrea și nu te vrea, aia e și mai urât. Da, bine, când aia deja... Una caldă, una rece. Aia, alea cu cald de rece, alea puțin, nu știu cine le înghite alea. Păi aia e că... Îți dai seama, nu știu, eu sunt într-o bucată, dacă ceva nu-mi convine, gata. Simplu. Sincer, așa eu tot timpul încerc să înțeleg ambele puncte de vedere, știi? Adică, bă, mă uit și în mă direcția și... Da, da, da. În ambele posturi, știi? Dar, spre exemplu, când văd de ce să mă uit eu în ambele direcții, când eu știu cum sunt? Nicolas, dragostea cu forța nu se poate. Vezi că ea mă forțează acum. Deci vă folosiți de mine, nu aveți nicio treabă. Nu, pe atât nu ai vorbit cu mine, dacă ai impresia că vreau să mă folosesc de tine, cu mine, nu, pe bune. Vă agățați de un suflet și degeaba. Odată în tine prin chestiile alea și tu acum dai sfaturi ce păi să da, facă cu Radu. Păi da, dai sfaturi ce să facă cu Radu, Alina. S-ar fi pupat cu Alexandru. Eu? Cine? Adelina. Să ne evităm acum că te superi tu, Adelina, se supără și Alexandru, nu? Să ne evităm noi dragostea. Tu vrei să facem schimb sau ce vrei? Văd că tu vrei, dar sunt de acord. Nu folosești pe fata asta doar să ai un subiect în emisiune? Da, mă, da! Dar nu te duce capul 2 metri pe tine, de ce mai mă chinui să vorbesc cu tine, nu știu. Măile, înțelege că nu poți să te spui așa. E păcat, măile. Eu nu-s bătaia lor de joc, ai înțeles? Eu nu-s aici venită ca să facă ei subiecte pe puterea dragostei. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.